el așa, du-te la Hollywood, că am înțeles că la Hollywood îți căutați ăștia care fac masaj la masaj limfatic, la căței de vedete. La pudeli, la feluriți, la Yorkshire, și tot felul de căței, bulterieri, căței de vedete, de bogătași, de actori, ieftin, e, păi, dar du-te la, nu știu, du-te la culia Secret de Triton. În Madagascar este mai scurt acolo o firmă specială, eu dacă vrei să fac legătura, te duci frumos. Nu mă ții, bă, eu mai am până la emisiune, nu suntem în direct. Păi hai să stabilim ce facem în emisiunea asta, că de fapt asta ar fi, tu știi ce înseamnă spațiu de emisie, știi ce 30 de minute. Discutăm așa cum discutăm exact asta. Nu sunt peste. Discutăm așa, cum discutăm acum. Exact așa. Și încet, încet vor apărea automat și întrebările și tot. Deci nu încercăm să ne structurăm aici, vorbim despre, dincolo, cum despre... Vor fi atinse oricum toate zonele astea la un moment dat. Și vrei, nu pot vorbi doar despre mine, că sunt în context cu ce fac și atunci... Ne-am fixat întâlnirea aici, la kilometru zero din București. Tu cât de bucureștean te simți? Păi, într-o măsură destul de mare, evident. Dacă știi ce vrei să faci, ai o zonă în care reușești să... Mă rog, să spui ceva, poți să consider că spațiul respectiv e fertil, e un spațiu care te ajută, fiindcă nu ne putem vedea în separat de spațiul în care ne aflăm. Te influențează într-un anumit sens, îți dă de gândit într-un anumit sens. Dar poate funcționa și ca atelier. E un spațiu în care tu vezi oameni, comunici, ai relații, comunici în sensul artistic. Circuitul ăsta este foarte important, adică a fi în contact cu ceilalți artiști, scriitori, pictori, muzicieni, regizori. Deci, i-aș spune un caz fericit. Dacă luăm în calcul și faptul că e în această zonă pace, că despre pace e dificil să vorbim, e o chestie relativă, pot spune că mă simt bine aici. Hai să te întreb invers. Cum te raportezi tu, Mitoș Micloioșanu, bucureșteanul, la spațiul Basarabean? Pentru mine o zonă e ca un cuib, da? De unde am pornit și rămâne o zonă de suflet la care, pe care nu o pot, adică face parte din mine, așa cum și eu fac parte, cum am crescut și m-am format acolo. Am ajuns să înțeleg ce înțeleg astăzi la nivelul la care sunt, de om care învață în continuare, pornind de acolo, pornind la acele baze pe care le-am luat de acolo. Schimbarea unor spații, mutarea dintr-un spațiu în altul, pe de o parte produce un anumit tip de dezrădăcinare, care apare ca fiind conflictuală puțin în interior. Nesimțindu-mă legat cu adevărat, cu adevărat de niciun loc anume, decât să spun de spațiu în care am crescut și m-am format. Dar el e legat de părinți, de prieteni, de rude și de spațiu, evident, cultural. Atunci, plecând din acel spațiu, apare sentimentul ăsta de obligație în plus, de a face ceva pentru acel spațiu, măcar și într-un plan de a le spune oamenilor sincer, a le vorbi oamenilor destul de sincer despre cum suntem noi, de fapt, și cum gândim, cum ne comportăm, cum facem, cum procedăm. A fi oglinda societății. A fi, într-un fel, oglinda. Foarte puțin oameni își asumă, de pildă, rolul de a fi o oglindă strâmbă a societății. Unde sunt eu? Cine e aici? Cine m-a chemat? Asta sunt eu. Cine eu? Eu e acel antom. Care e acel antom, ei ți-i rău? Care om? Că eu sunt baista, nu care altul. Stai, băi, olicuții, sunt eu care tot în tine, să da altul. Acela bun. Adică partea bună? Și-am și eu partea rău?
Ei, dacă eu sunt partea bună, clar că tu ești rău, că doar n-ați știu eu rău și tu partea bună. Dar cine mă rog a hotărât că tu ești partea bună și eu sunt partea rău? Băi, eu am hotărât. Dacă nu ești rău și dacă ești bun, e povestește. Povestește la oameni să te audă și îți place ție cel mai tare. Păi ce-mi place? Îmi place să mănânc ghini, să beau ghini, să merg cu mașina cât mai repede. Chiar dacă nu mă grăghesc, dar îmi place să merg repede. Cu cât mai repede merg cu mașina, cu atât mă sunt eu mai ghine. Femeile frumoase îmi plac. Îmi place să le nevesc. Să nu fac nică și să vreau mult. Îmi place să vreau cât mai mult. Cu cât mai mult le nevesc, cu atât mai mult vreau să câștig. Ne-ar plăcea tare dacă banii ar chica din pod. Nu-mi place să muncesc. Nu-mi place deloc să muncesc. Ne-ar plăcea să stau tolănit, să-mi facă masaj, vreo 5 femei. Îmi place să am o piscină a mie, să mă scald într-însa. Îmi place prin străinătate să mă duc, să fac cumpărături acolo în străinătate, să vin înapoi în țară și să mă laud. Îmi place să mă uit de sus la oameni. Cât mai sus. Ne-ar plăcea să am 3 metri înălțime. Oamenii se simtă inferiori. Ne-ar plăcea tare să iau puterea mâini. Știți, este și un proverb. Scopul scuză mijloacele. Tare îmi place proverbul ăsta. Este sloganul vieții mele. E foarte plăcut să vezi cum un om țăpuit. Să-l vezi cum suferă. Cum... Și îi dai peste bot. Și îi spui, vezi dacă ești prost. Vezi dacă ești fraier. Gata, ajunge. Of, ia că nu știu ce să fac, doamnelor și domnilor, cu omul ăsta de la mine din cap. Dar n-am cum să-l alung. Vedeți dumneavoastră și faceți cu oamenii voștri din cap. Vedeți, aveți grijă, cu cât mai tare vă tulburați la creier, așa ei iese la suprafață și trebuie să primă eu controlul și să ajungeți așa ca mine, să nu mai dormiți noaptea din cauza lui. La revedere! Unde ieșim? La muzeul de istorie? Da, mergem așa și, da, putem merge așa, e o alee, așa și pe aia să mergem în pasajul de la prost, acolo, că e frumos, e o zonă. Zona creativă, indiferent de domeniu, că ești scriitor, că ești pictor, că ești muzician, este o zonă favorizată din foarte multe puncte de vedere. E ca și cum ai spune, ești un răsfățat al sorții să-ți permiți să faci poezie sau să faci... Pe de altă parte, condiția e dificilă. De ce? Fiindcă fiindcă ai o... Nu doar că ai o sensibilitate, poate, diferită sau, cum zic unii, așa se le simt sau se vorbește oricum despre dimensiunile mai mult metaforic pe care le au, poate, în plus oamenii de creație, da? Da, există niște dimensiuni. Am putea spune că cineva care activează în mai multe domenii trăiește cumva mai multe vieți paralele, dar în același timp el simte și criza timpului, la fel ca ceilalți. Și a domeniilor respective. Și a domeniilor. Pentru că e o provocare, până la urmă, e o provocare să-ți testezi cumva limitele, pe de-o parte, dar în același timp să nu te lași frânt, să spun, obligațiile, de normele pe care trebuie să le ai tot timpul în vedere. Eu cred că anume conflictul dintre legile și normele pe care noi vrând nevrând le-am asimilat, dorința de a ieși din ele, dorința de a sări peste aceste margini generează viziuni, generează imaginație. După metoda Bolbocearu puteți să dormiți în 5 secunde, cât în 5 ceasuri, puteți să vă simțiți sături, de pildă dacă n-ați mâncat nică, n-ați avut cât, sau n-aveți nică în frigider, de pildă, vă concentrați pe stomac, închideți ochii și vă spuneți: am pâncile plin cu găluși, am pâncile plin cu găluși, am pâncile plin cu găluși, sau cu plășinte, sau cu și dorințele voastre, înțelegi? Și să simțiți încet în jir cum senzația asta pe care o ai când ești sătul, e tot mai intensă și mai intensă. Fiți așa și cu băutura. Nu numai decât să beți, practic vorbim. Puteți să beți teoretic. După metoda Bolbocean, vă concentrați și tot așa ca în cazul mâncării, vă spuneți prin autosugestie, închideți ochii așa, am pâncile plin cu jir, am pâncile plin cu jir. Da, nu-i rău, asta e important, să vă repetați că nu-i rău. Cu cât e mai plin pâncile cu jir, există posibilitatea să vă și rău. Am reușit ea ca să nu mai mănânc 4 zile fără nicio problemă, nu mai ne-am imaginat că pâncile nu-i plin cu găluși și de atunci simt că pâncile e plin cu găluși, înțelegeți? Senzația asta pe care o are omul după și o fost la nuntă, abia ca asta o simt, cât vreau eu, pentru că am implementat metoda lui Bolbocearu, fix așa și cu alcoolul. Senzația asta de pâncile plin cu jir o am, dar minte cristal, după cum vedeți, fix așa și cu dragostea. Eu știu, teoretic, că pe mine nu mă mai iubește nimeni de multă vreme, nici nu mai țin minte când m-a mai iubit cineva, de aia ca după metoda lui Bolbocearu am învățat să am senzația asta că sunt iubit, înțelegi, de tăți, și tăti, în special, că de tăți ca de tăți, dar de tăti. Procesul este
cum să zic, acolo se, aia e turnătoria, acolo se întâmplă lucrurile, se cer, se fierb, se bat, se întorc, se cercetează. Rezultatul, el e ca un cununare, mai mult sau mai puțin importantă până la urmă. Da, ea este importantă, fiindcă mulți văd doar rezultatul unui proces de lucru și atunci, din rezultatul ăla, ei pot să înțeleagă ceva sau nu, să se înfurie sau să se bucure, să râdă sau să se enerveze. Pentru mine este, sunt importante deopotrivă toate elementele astea. Adică este la fel de important să se bucure un om și la fel de important să și se enerveze, să spun altcineva. Dacă cineva se enervată sau dacă este etapa lui și e necesar pentru el să treacă prin acest tip de enervare, ca să-și vadă el la rândul lui limitele, să vadă mai în ce măsură se bate cap în cap conduita lui chestia pe care am făcut-o eu. Ziceam de spectatorii tăi, de fanii tăi, dacă, eu nu știu dacă m-am pregătit în mod special de emisiunea asta, dar vrei, nu vrei, despre ce faci tu și cum faci tu, se mai vorbești așa de diferite medii. Da. Am auzit de la texte de genul Ipațandea noastră vorbește pe limba noastră și cea mai frumoasă apreciere care, de care am fost mândră așa, în ideea că Mitoș vine din spațiul despre care fac eu emisiunea, e că este unul din primii trei textieri ai României. Primul și în primul rând, cred că cele mai importante experiențe au fost și sunt și rămân legate de comunicarea cu oamenii din diferite zone, să spun. Nu prea am timp să stau să mă gândesc unde m-aș situa sau unde anume. Sau unde simți confortabil. Confortul e, cum am spus, eu îl simt peste tot. În momentul în care intru pe un anumit domeniu și mă concentrez pe un anumit domeniu, celelalte cumva dispar, se dizolvă. Dar, mă rog, dedesubt, bineînțeles, ele sunt legate, fiindcă pot să spun că în scris mă ajută într-un fel pictura, în pictură mă ajută scrisul și muzica, deci ele se alimentează reciproc. De multe ori chiar unele funcționează ca mod de a mă detașa de altele, adică dacă ajung într-un punct mort la o lucrare pe care o scriu, pot face o pauză și lucra la o piesă sau lucra la un desen, de exemplu. Și hop, îmi apare rezolvarea pentru punctul în care m-am oprit în scris sau invers, da? Deci ele cumva sunt legate. Prin urmare, dacă stau să mă gândesc foarte mult la ideea asta de confort și unde mai mă simt eu mai sigur, unde mă simt eu mai bine, în zona artistică în general, adică zona artistică care mie mi apare ca în care îmi dă posibilitatea să mă exprim, mă rog, viziunile într-o formă sau alta. Hai să ne întoarcem, că mai e încolo. Hai să ne întoarcem. Nu se înțeleagă publicul spectator într-o emisiune cu Mitoș Micleușanu, deci nu vorbim despre Planeta Moldova. Știu că ai răspuns la întrebarea asta de mii de ori. Hai să formulăm încă o dată acest discurs. Da. Necesitatea fenomenului Planeta Moldova, faptul că s-au lipit de Planeta Moldova atât de mulți oameni, nu doar din Moldova, și ce se face? Unde a ajuns acum Planeta Moldova? Pe unde planează? E un proiect deschis în toate sensurile, nu a fost constrâns de o anumită linie, ci mai degrabă a fost instinctiv și rămâne cumva instinctiv, deși normal în timp apare dorința asta de a cizela, de a face lucrările și mai, nu știu, neapărat nu serioase, dar să spun pe mai multe, cu mai multe dimensiuni. Atunci chiar nu a existat un moment sau o situație în care ne-am întrebat noi, măi, ce o să facem, ce o să iasă, o să iasă, nu o să iasă, unde o să ajungem, va înțelege lumea, nu va înțelege, va avea sau nu va avea succes. Atunci eram în proces, chiar nu ne păsa. Nu aveam niciun fel de raport cu ideea de, măi, oare vor înțelege, oare nu e stupid, dar poate e cam aberant, dar poate este exagerat, dar
Dacă da, stupiditatea asta a făcut audiența pe care ați avut-o. Sau cu siguranță. Cu siguranță faptul că nu ne-am pus niciun fel de probleme, să spun, de ordin, nu neapărat de ordin etic, dar de ordin, să spun, de conduit, de un anumit tip de conduită. Alo, alo, și alo, alo, Lida, mă auzi? Alo, Lida, eu ascult. Cola? Da, da, eu. Ascultă-mi goa. Azi vine Boria după pizza. Spune că pe lobașele sunt la Vanea, la grătier. La Vanea? Da, la Vanea. La care Vanea? La Grânăuț, oră? Și? Nu, fa, nu, la Grânăuț, la grătier. Și ești surdă, mai zăibit. Ascultă la mine, fa. Spune lui Boria să vină sâmbătă la stroi, că el știe. Și spune să nu uit canistrele. Canistrele? Care canistre? Cu samagon? Da. Hai, dar vezi acolo. Ai grijă de sașunea, nu lăsa pe drum. Eu azi vin poemne. Bine, vezi, cumpără zăși batoane. Și? Câte batoane? Da, și eu, da, și. Bun, hai că mă grăghesc. Mai personal, Alexandru Vaculovski, când și-a lansat vestitul roman, căruia nu-i dăm numele, că oricum îi punem bip, da, n-a venit acasă o bună perioadă de timp ca să accepte taică-su acest titlu, ca să vadă că s-a încununat de succes, da, ca să se bucure de reușitele fiului. Da. Tu cum te-ai raportat la cei de acasă? Sigur, sigur, am trecut și eu prin... Am avut și în continuare nu pot spune că am scăpat în totalitate de un sentiment de disconfort pe care îl înțeleg, că, pe care înțeleg foarte bine că îl au unii sau că l-au simțit unii. Dar cum am zis, dacă nu mi-asum condiția mea de om care se exprimă cu bagajul pe care îl are și cu deficiențele și cu problemele și cu plusurile și minusurile, dacă nu mi-asum în primul rând eu asta, tot timpul voi fi în bătaia unor păreri și în bătaia unor prejudecăți și tot timpul nu voi fi niciodată tu cel adevărat. Nu voi avea încredere. Nu voi avea încredere în mine. Ori încrederea e foarte importantă. Ce casă e de producție acolo unde semnezi tu? Casa de producție eterna, casa de producție. Da, e un instinct. Un instinct ar fi. Eu lucrez din instinct și instinctul e ca un animal sălbatic pe care tu încerci să-l să-l dresezi într-un fel, da? Dar fără să-i tai lui libertatea în totalitate. Adică poți să-l înlănțuiești, un animal sălbatic, și să-l transformi într-o... să-l, ca să zic așa, să-l depersonalizezi. Și cred că majoritatea artiștilor pornesc de la un anumit instinct pe care l-au rafinat într-un fel sau pe care l-au direcționat sau l-au gestionat și au gestionat pornirile, da? Fiindcă noi suntem un mănunchi de porniri. Avem și nevroze și psihoze, mici, chestii pe care le reprimăm, furii, isterii, diverse. Dar modul în care noi reușim să sublimăm, modul în care reușim să construim ceva cu ajutorul lor, ăla contează. Fiindcă așa, dacă n-aș avea nicio activitate artistică, ce aș fi? Aș fi un nebun care pur și simplu merge și urlă pe stradă la oameni, știi? Ori toate energiile astea, până la urmă, sunt foarte importante și dacă nu faci ceva cu ele, ele fie se pierd, fie au un efect. Distrug. Fie te distrug sau îi distrug pe alții. Dar își închipuie că naște și se răsucește, naște rut și se zbate și se crăcește cu picioarele pe berete și pinge și tremură. Și-o trec sudorile și mă cheamă pe nume și chiar mă naște. Numai ea simte cum creștetul meu nevăzut spucnește prin sexul neprimitor de sămânță. Numai ea mă aud.
ca din gură de șarpe și-mi roade cu dinții umbilicul de umbră și mă pipăie pe cap și pe trup cu mâini nerăbdătoare. Un pictor are de obicei în spate, un pictor care vinde bine, are în spate un art dealer, un scriitor are o editură, un actor are o casă de producție cu care lucrează. Tu cum îți vinzi produsul? Foarte diferit. Eu nu am o abilitate pronunțată la capitolul vânzări sau la capitolul marketing și așa. Eu încerc să-mi fac datoria la nivelul la care sunt, pornind de la instrumentele, pornind de la capacitățile și pornind de la condițiile pe care le am, încercând să nu mă lamentez foarte mult la capitolul cum anume se va vinde, cum anume asta va ajunge la public. Da, este adevărat că de multe ori ești, simți anumite dificultăți în legătură cu asta. Adică pot spune de pildă că nu mi-ajung anumite abilități pe care le văd la alții sau nu mi-ajung anumite... În schimb, știu bine că am alte lucruri pe care poate alții nu le au și, prin urmare, pot învăța de la cei care și-au dezvoltat anumite abilități în a își promova sau în a-și vinde produsul. Eu, în general, am o atitudine destul de perfecționistă și nu sunt mulțumit niciodată în sens adevărat. Adică nu am așa o mulțumire de sine, de genul, mamă, ce am făcut sau cum am reușit să fac chestia asta, că a ieșit bine sau n-a ieșit bine. Eu le văd dintr-o parte, le apreciez într-un fel comparativ și spun, mai, chestia asta mi-a ieșit mai bine, chestia asta nu mi-a ieșit bine. Tendința este de a produce ceva tot mai elaborat într-un anumit sens și în același timp accesibil pentru publicul larg. Sunt conștient că, de pildă, sunt chestii pe care eu le înțeleg sau le dezbat sau pentru mine reprezintă o problemă și dacă încep să discut cu anumiți oameni despre ele, s-ar putea să se simtă, nu știu, împovărați de ce le spun eu sau speriați de ce le spun eu sau eu pot să intru în inconștientul lor, exhibând problemele mele interioare și modul în care văd eu lumea. Și ei poate se vor revolta pe moment și vor spune, măi, dar n-am nevoie de nebunia asta a ta, nu? Zic, bine, îmi pare rău dacă te-am tulburat, rămânem la acest punct. Adică nu insist să-ți ofer, să-ți transmit ție neapărat niște zone pe care tu, pe care le digeri mai greu. De asta cred totuși într-un fel de toleranță. Asta ar însemna acel tip de toleranță în comunicare, care se bazează pe intuiție și pe empatizare. Nu te-ai gândit niciodată la politic, serios? Ba da, sigur că da. În timp, politica devine din ce în ce mai tentantă. Doar că politica este iarăși ca o mlaștină și nu e ca o apă limpede. O apă limpede e mai confortabilă și vezi. Politica este ca și cum te-ai arunca într-o mlaștină. Ai vizibilitatea foarte, nu știu cum să spun, dubioasă, să spun, tulbure. Și în același timp înveți, anume, în acele ape tulburi, să întrezărești, să vezi, să legi lucrurile, să înțelegi. Politica presupune și niște riscuri, adică, să spun, riscul de a te păta, riscul de a te mânji, riscul de a te murdări într-un fel sau altul. Un politician trebuie să fie foarte abil, un artist exact. Trebuie să fie foarte sincer. Tu crezi că un artist poate fi un politician bun? Un artist care funcționează într-o zonă, nu știu, de manifest, într-un fel social, el automat este deja implicat în politică, cumva. Un artist care atenționează disfuncțiile sociale, disfuncțiile politice, el automat, cumva, chiar dacă nu face parte dintr-un grup politic, el are o acțiune politică. Un politician, la fel, un politician poate fi sincer,
așa cum e și un artist, sincer, doar că un politician are, nu poate fi pur și simplu sincer. El este pus în situația de a fi atent și precaut la modul în care își exprimă acea sinceritate și normal că oamenilor le vine mai greu să creadă că un politician poate fi cu adevărat sincer, fiindcă politicienii învață diverse roluri, ei au, mă rog, niște, cum să spun, așa numite măști, puterea e cel mai puternic drog, adică te poate deturna de la moralitate, să spun. Timpul trece, îmbătrânesc, nu mai e aceeași energie. Trebuie. Practic nu e timp de gândit foarte mult, stat pe gânduri mult, stai pe gânduri mult, începi să intri în depresie sau, mă rog, în lamentație și zici că viața mea n-a ieșit cum am vrut și nu știu. De ce? Că poate că am stat prea mult și m-am gândit. Filmăm sau nu? Filmăm. Așa. Eu deja de când nu ne-am văzut am început să filmăm. De acolo.